Bună seara, domnul Ciucă, îmi cer scuze. Bună seara, domnul Marian. Se poate doar atâta, două întrebări. Vă rog. Omit. Una. Una importantă. De ce cresc impozitele, prețurile și scade viața omului? Adică știți, scade sau atunci prețurile rămân aceleași? Nu. Cresc într-un an și în schimb salariile, pensiile nu cresc. De ce cresc doar impozitele, inflația și prețurile? Nu mai puțin. Să facem o diferență. Impozitele în România nu au crescut deloc. Sunt altele noi impuse. Nu mai puțin. Nu, deci, sunt unele noi. Impozitul pe profit în România a rămas 16% și impozitul pe venit este 10%. Deci aici nu s-a umblat. Salariile au crescut de fiecare dată pe măsura inflației, pentru că este o obligativitate prevăzută prin lege plus măsurile guvernamentale care au fost luate în acest sens. Una acum, este scris, alta este în realitate, domnule Ciucă. În momentul de față, din toate datele pe care le am de la Institutul Național de Statistică, vom înregistra și scăderea inflației în România. 7, am înțeles. 6,6. Și este foarte posibil ca în perioada următoare, ca urmare a evoluției prețurilor, doar că fiecare dintre ele, prețurile pe piață, sunt generate de modul în care concurențial, în care se... Da, afacerile fermelor, da, ar schimba, a scăzut și calitatea produselor. Nu mai au aceeași calitate. Verifică. Instituțiile statului, nu prea avem instituții care să își facă datoria. Cu asta suntem de acord, pentru că am discutat inclusiv la noi... ANPC-ul și altele care nu își fac datoria. Și Consiliul Concurenței, da, care trebuie să gestioneze toate aceste disfuncționalități în piață, mai ales atunci când vine vorba de menținerea prețului și scăderea calității sau a cantității, pentru că a fost și un și cu cantitatea într-o pungă, aceeași pungă mare, pun mai puțină cantitate, în schimb mențin același preț. Cum o vedeți asta? Chestiunea aceasta trebuie obligatoriu gestionată de către instituțiile astea. Când? Nu poate un om, indiferent cine este el și cum este el, domnul Marian, nu are cum să o rezolve. E nevoie ca toate instituțiile statului să-și întrebuințeze ramurile nu și serviciile. Nu prea își fac treaba, uitați anii nu, de nu pildă. Nu putem să generalizăm. Nu, toți așa este. Nu există și oameni care își fac treaba, așa este. Și a doua întrebare. Vă rog. Deci, una, cum o comentați și a doua, ce măsuri ați luat pentru primarul de la Sinaia, care timp de vreo 20 de ani cât a fost acolo primar, adică a făcut numai împotriva cetățenilor și pentru, și mai ales acea vilă pe care și-a cumpărat-o în Hexagon în Franța? În momentul de față sunt doar informațiile care au fost publicate. Sunt adevărate. Domnul Marian, întotdeauna când există o acuzație, trebuie să existe și o probă. Răspunsul acelor acuzații, împotriva acuzațiilor, trebuie să vină cu dovezi pentru sau împotriva. Așa este. Eu nu vreau să speculez, pentru că nu am văzut filmulețul respectiv, în afară de ce am citit că ar fi apărut acea investigație. Există. Tocmai, dar nu am avut timp. Efectiv, nu am avut timp. Recorder. Exact. Și atunci, ca să nu speculez și să nu intru în niciun fel de căleală sau altceva, da, am înțeles. Aștept să vedem. Dar dacă este adevărat și este adevărat, atunci, ce măsuri veți lua? Îl veți mai
o sine politic. Aici avem instituțiile statului care trebuie să-și facă datoria, iar din punct de vedere politic... Care instituțiile politic... statului, domnul Ciucă, îmi cer scuze, dar justiția română este la un nivel de... Eu am încredere în justiția Eu română. Nu am, nu sincer. Nu avem încredere Eu în nu am în toată. O parte sunt. Domnul, dar există... Totuși, cunosc nu trebuie să judecători, îi știu. Instituție. Eu îi cunosc că da, că stau în instanțe de vreo 8 ani, am început să văd. Eu am încredere și în parchet și în partea de justiție. Deci și în procuratură și în instanțe. Sunt cei care analizează tot ceea ce ține de un astfel de dosar. Din de păcate, și... pot să e cu un lucru nu real. Nu să ne pierdem încrederea. Uitați, ultima și gata. Uitați un lucru real. Între 10 dosare făcute de către DNA, 4 sunt întoarse înapoi. Cum o comentați? 4 sunt... Nu sunt... Sincer, sunt așa. Și ultima și gata. Pe... Da, am înțeles. Ultima și gata. Așa, uitați, această țară minunată dorește... Este o țară minunată. Dorește ca să face ceva în această... Așa, în această clasă politică ca senator să... Introduceți legea ilicitului. Ați fi de acord ca să existe legea ilicitului, cum era odată legea 18, ca fiecare politician să fie verificat cum deși a permis acest primar și alții într-un salariu de primar să aibă atâta lux. Ilicitul a fost, ați fi de acord? Legea ilicitului a fost pe vremea comunismului. Eu, da, da, acum o numim altfel, acum o numim altfel. Nici dumneavoastră, că eu vă știu ani trebuie să se ocupe de chestii. Da, asta dar, este altă. Da, deci, dar, ați văzut, nu avem se ocupă. Agenția Națională de Integritate nu care se trebuie ocupă. Să se ocupe de chestii. Da. Și eu sunt convins că se ocupă. Și ultima și gata. Domnul Iulian Dumitrescu. Domnul, am, știu, îmi vin așa. Uitați ultima și gata. Inculpatul Iulian Dumitrescu, îl mai susțineți pentru funcția de șef al Consiliului Județean Prahova? Am spus și repet și acum, noi nu l-am validat pe Iulian Dumitrescu pentru funcția de președinte la Consiliul Județean. Aici atunci, cum de și-a permis să vorbească în numele dumneavoastră că îl susțineți? Nu, este acest furt? De cât timp ne știm noi doi, da? În numele meu am vorbit doar eu. Da. Și oricine așa vorbește este. În afară de mine în numele meu, nu este în numele meu. Nu este adevărat. Nu așa e validat. Deci, nu e validat și nu mai validați infractorii în funcții publice. Pentru că o chestie toleranță, și gata. Toleranță zero pentru tot ceea ce vă înseamnă. Supărați? Nu. Nu. Uitați altceva. Nu. Te uitați altceva. Da, uitați altceva. Da, nu. Gata, uitați altceva. Instituțiile statului nu trebuie ca să devină pușcării. Adică să avem inculpați și condamnați penal. Nu trebuie. Ar trebui să avem cei mai buni dintre cei mai buni în instituțiile statului, dar avem analfabeți, funcționali, inculpați, pile de securiști, criminali în 89 și 90, o seară plăcut. Stai că nu scapi. Acum îl luăm pe rare. Dar închidem aici, stai. Una și gata. O întrebare, jur. Stai puțin ca să închid asta. Noi 2 ore am dormit. Stai puțin.